Polițiștii olteni au aplicat în acest weekend 467 de sancțiuni contravenționale în valoare de 77.968 de lei, din care 183 pentru încălcarea regimului legal de viteză, 100 pentru neutilizarea centurii de siguranță sau a dispozitivelor de retenție omologate, restul fiind pentru alte abateri. Polițiștii au reținut 23 de permise de conducere, din care 5 pentru consum de alcool, 6 pentru nerespectarea regulilor privind depășirea vehiculelor și 4 pentru depășirea vitezei legale, cu mai mult de 50 de km pe oră. În această dimineață s-a stins din viață unul dintre ultimii veterani de război ai județului din timpul celui de-al doilea război mondial. Sergentul major Toma Nicolae s-a născut în anul 1922, iar 19 ani mai târziu pleca în război alături de mulți osiceni. După război și câțiva ani de prizonierat, se întoarce în sat unde va petrece tot restul vieții. A fost decorat cu Ordinul Virtutea Militară clasa a doua cu spade și crucea comemorativă al celui de-al doilea război mondial. Dumnezeu să-l odihnească! Ieri după amiază, la ieșirea din Balți spre Craiova, a avut loc un accident rutier. Un autoturism în care se afla doar șoferul, în vârstă de 34 de ani din Slatina, a părăsit carosabilul și s-a răsturnat pe calea ferată. Șoferul a ieșit din auto după accident, iar autoturismul a fost îndepărtat de pe calea ferată cu ajutorul unui tractor. Serviciile de salubrizare se scumpesc în Slatina. Consilierii locali sunt convocați mâine în ședință extraordinară pentru a vota modificarea tarifelor serviciilor de salubrizare practicate în baza contractului de concesiune încheiat în 2010, având ca obiect prestarea serviciilor publice de salubrizare, precum și stabilirea unor tarife noi specifice activității de salubrizare. Solicitarea concesionarului Salubrizesa este prima de acest gen, formulată după cea din 30.10.2013. Spitalul Municipal Caracal organizează concurs pentru ocuparea unui post de economist și a două posturi de muncitor necalificat. Pentru postul de economist se cere diplomă de licență în științe economice și o vechime specialitate de minimum 3 ani și 6 luni, în timp ce pentru posturile de muncitori, angajatorul nu impune condiții de studii și vechime. Înscrieri se fac zilnic între orele 7:39 și 13:14:30, termenul limită pentru depunerea dosarilor din 14 septembrie. Concursul va fi organizat pe 25 septembrie proba scrisă și 28 septembrie interviu.